Bună ziua și bine v-am găsit. Eu mă numesc Adrian Stoian, sunt trainer și consultant IT. Sunt specializat pe partea asta de soluții de STEM management, mobile device management și aș vrea să vă povestesc câteva lucruri despre. Microsoft Intune, care este un serviciu de cloud oferit de Microsoft pentru a face managementul device-urilor mobile și câte ceva despre Azure Active Directory Premium, despre care a amintit și Radu în prezentarea din deschidere și Azure Rights Management. Deci, o primă întrebare care aș putea, ați putea să vă puneți este de ce v-ar interesa pe dumneavoastră, pentru că sunteți aici majoritatea dezvoltatorilor, partea de Mobile Device Management? O să încerc să dau un răspuns următor. Având în vedere că dumneavoastră realizați aplicații care pot consta în servicii oferite din cloud în Azure, deci care pot fi accesate de pe o largă varietate de device-uri, puteți avea fie interfață web, fie interfa in, aplicații care să fie instalate pe device-urile respective. E posibil să vreți să gestionați aceste device-uri sau clienții dumneavoastră pentru care realizați aplicațiile să vrea să gestioneze aceste tipuri de device-uri. În ce fel? În primul rând să poată face anumite configurări, în principal de setări de securitate, astfel încât să se asigure că device-urile respective satisfac anumite cerințe privind accesul. De asemenea, de, de exemplu, pentru partea de acces să putem face deployment de certificate multe dintre aplicații necesită, de exemplu, SSL și atunci ați vrea, de exemplu, să faceți autentificare cu certificate, dar de asemenea ați vrea să faceți și deployment-ul aplicațiilor, adică dumneavoastră aveți, bineînțeles, opțiunea de a publica o aplicație în store-urile corespunzătoare, fie, de exemplu, la Microsoft Windows Phone Store, fie în Google Play sau în Apple App Store și să puteți face push, dacă vreți, la aplicațiile respective pe device-uri. Pentru toate astea se poate folosi Intune, deci ca serviciu oferit din cloud și cu ajutorul care se, pot, se poate face managementul device-urilor, nu numai cele Microsoft, dar și alte platforme, adică Android, iOS, deci iPhone, iPad și bineînțeles tabletele de la Microsoft cu Windows RT. Agenda prezentării de astăzi este următoarea, mai întâi o scurtă introducere în Identity Management din cloud. Și asta e iarăși un punct de care probabil că o să aveți nevoie în aplicații, în special în aplicațiile din cloud, cum faceți managementul identității utilizatorilor, respectiv cine poate accesa aplicația respectivă. Uh, și aici, bineînțeles, e vorba de Azure Active Directory și o să povestim mai târziu în prezentare și de varianta premium a acestui serviciu oferit din, uh, din Microsoft Azure. Uh, vom povesti despre Intune ca uh, soluție standalone, deci oferită strict din cloud-ul de la Microsoft, dar și despre posibilitatea de a integra uh, uh, Microsoft Intune cu o soluție de management on-premise, în speță System Center Configuration Manager, care are o istorie lungă la Microsoft, iar unii administratori ar vrea să aibă, să, să, aibă o imagine de ansamblu, să vadă atât calculatoarele din rețeaua locală, desktop-uri, laptop -uri, cât și device care sunt gestionate prin Intune într-o singură consolă. Și atunci o să povestesc foarte pe scurt despre cum se pot integra aceste două soluții. Vă acoperi foarte rapid partea de enrollment, o să vedeți că este relativ simplă. device se înrolează direct în, în cloud. Și apoi aș vrea să acoper câteva dintre setările de configurație care se pot face asupra device-urilor, inclusiv partea de profiles. Aici o să vedeți cum se pot înrola certificate automat pe device cum se pot crea wireless profiles, VPN profiles, deci configurări care, care se realizeze automat pe device-urile gestionate. Către finalul prezentării o să spun și eu câteva cuvinte despre Azure Active Directory, varianta Premium și despre Azure Rights Management Services, care permit încriptarea documentelor folosind și accesul la aceste documente se poate face acum folosind identități din cloud. Înainte, această funcționalitate era disponibilă numai on-premise, se putea instala într-un în domeniu Active Directory. Mai întâi, ce este acest Enterprise Mobility Suite? Este, nu e un produs, e un bundle. E vorba de un bundle de licențe pentru Azure Active Directory Premium, Windows Intune și Azure Rights Management. Deci trei servicii, toate trei oferite din cloud și puse împreună într-o singură licență. Deci, dacă întâlniți această terminologie Enterprise Mobility Suite, să știți că, de fapt, e un bundle de licențe. Uh, cu acest bundle, Microsoft își propune să acopere mai multe zone care țin de managementul device-urilor aplicațiilor și protecția informațiilor. În zona de mobile device management avem, bineînțeles, Microsoft Intune și cu ajutorul acestuia putem gestiona divisurile mobile, telefoane, tablete, dar și calculatoare cu Windows, deci laptopuri, desktopuri. Pentru partea de managementul identității o să vedem că Intune folosește Azure Active Directory, varianta standard, dar că putem adăuga și, și ca un adon partea de premium, care vine cu niște funcționalități suplimentare, cum ar fi multifactor authentication, cum ar fi partea de integrare cu peste 2400 de aplicații dintr-un catalog, aplicații de tip software a service de la diversi vendori, și bineînțeles, dumneavoastră, ca dezvoltator de aplicații, puteți să vă integrați ușor cu pe partea de identity management cu Azure Active Directory. Și în sfârșit, în zona de information protection, Aici Microsoft are o abordare puțin diferită față de alți vendori, în sensul că nu alege abordarea ok, hai să încriptăm device-ul sau hai să facem un container pe device-ul respectiv și în, înăuntru informațiile să fie încriptate, ci folosește abordarea ca încriptarea să facă la nivel de document, de fișier, adică pentru fiecare document în parte să se facă încriptare individuală și aici este vorba de o extensie a serviciilor de rights management care până Acum existau în acum sunt oferite și ca variantă de cloud. Mai întâi să vedem de ce avem nevoie de managementul identității utilizatorilor. Și aici, evident, vorbim despre Azure Active Directory. În caz că nu știați, Azure Active Directory este o instanță de Active Directory care rulează în cloud. Acum trebuie, trebuie spus că este complet diferit față de Windows Active Directory, deci domain controlerele cu Windows pe care le avem în mod normal într-o rețea, într rețea locală, da? deci în, în, la sediul organizației. O să încerc să explic spunând ce nu este active, Azure Active Directory. Dacă luăm un domain controller din rețeaua locală, îl virtualizăm, și după aia mașina aia virtuală o punem în cloud, cum ar veni în Azure, ca Azure Virtual Machine. Acesta nu este Azure Active Directory. Da? Deci nu e asta. În schimb, Azure Active Directory este mai degrabă o instanță de Active Directory care rulează în cloud, mai apropiat dacă vreți de Active Directory Application Mode, care era o varietate... De, de Active Directory care se putea instala pe server din rețeaua locală și este in, uh, practic proiectat pentru a fi folosit de către aplicații Alte diferențe notabile ar fi că de exemplu spre uh, deosebire de uh, Windows Active Directory care merge în rețeaua locală uh, și folosește de exemplu Kerberos pentru autentificare în Azure Active Directory nu putem folosi Kerberos pentru că protocolul ăsta nu funcționează pe uh, internet. Și atunci, evident, device-urile sau calculatoarele respective nu fac parte dintr-un domeniu, uh, să zicem. Uh, și atunci uh, să folosesc alte tipuri de protocoale uh, de autentificare, de exemplu, OAuth uh, sau OpenID, deci protocoale uh, care au fost... Uh, de mai mulți vendori din industrie, inclusiv Microsoft, Google și alții, și care sunt special făcute pentru aplicații web, care funcționează în cloud, pe bază de web services și acesta este modul în care funcționează autentificarea pentru aplicațiile care vor folosi Azure Active Directory pentru autentificare. Din partea Microsoft aveți aici câteva exemple, însă Aici veți serviciile din Office 365, adică SharePoint Online, Exchange Online, Link Online, deci toate aceste servicii folosesc Azure Active Directory pentru autentificare. La fel, Windows Intune, Microsoft Intune, a fost o schimbare de nume recent, folosește Azure Active Directory. De fapt, în momentul în care creați o subscripție Office 365 sau o subscripție de Microsoft Intune, primiți la pachet și o instanță de Azure Active Directory standard. Puteți sincroniza această instanță de Azure Active Directory cu domeniul local, folosind una din următoarele metode. Sync ar fi prima metodă. Este un tool care se instalează pe unul dintre serverele din rețeaua locală și cu ajutorul lui puteți sincroniza user și grupuri din domeniul local în Azure Active Directory. De asemenea, mai aveți ADFS, Active Directory Federation Services, care e parte din Windows Server, Uh, și uh, la fel, cu ajutorul acestuia puteți face o sincronizare a userilor, grupurilor sau numai a anumitor proprietăți, atribute ale acestora uh, Față de DirSync, care are o schemă standard pe care o sincronizează La DFS practic puteți selecta cu mai multă uh, precizie ce atribute vreți să sincronizați în cloud Pentru că multe organizații au restricții cu privire la informațiile care doresc să fie sincronizate Uh, și uh, mai există o variantă care acum este în uh, technical preview, se numește Azure Active Directory Connect și o să vă povestesc imediat despre, despre el. Uh, care ar fi metodele de sincronizare? Și întrebarea care v-ați putea pune, de ce vreți să sincronizați userii uh, și grupurile uh, din domeniul local în cloud? Pentru un single sign-on pentru ca utilizatorii care au conturi în domeniul Active Directory local să poată folosi același cont și aceeași parolă eventual pentru a se autentifica și la aplicațiile din cloud care folosesc Azure Active Directory. Evident că există și organizații care nu vor să facă chestia asta, pentru ei este prima opțiune și anume să mențină două servicii complet independente, pe de o parte să aibă domeniul local cu conturile de utilizatori din domeniu și pe de altă parte să aibă Azure Active Directory dar care să aibă alte conturi și alte parole. Da, deci practic în cazul ăsta nu putem vorbi de single sign on. The de sync vă povesteam că este un tool uh, relativ simplu care permite o sincronizare conform unei scheme predefinite a userilor și grupurilor din domeniul local în Azure Active Directory. Și opțional poate sincroniza și hash la parole. E o opțiune. Puteți să puneți alte parole în Azure Active Directory dacă este uh, nevoie. Uh, a doua variantă este ADFS-ul, uh, care uh, realizează nu o sincronizare, ci mai degrabă un federation. Deci o federare între uh, domeniul local de Active Directory și Azure Active Directory. Uh, diferența este sensibilă în sensul că dacă în primul caz la DIRSync autentificarea avea loc chiar în cloud, deci în momentul când vine un user și se autentifică și spune userul și parola, chiar Azure Active Directory îl autentifică. Pe când la ADFS, în momentul când vine userul și se autentifică, Azure Active Directory, prin intermediul ADFS, forwardează cererea la controlerul local și autentificarea are loc pe domeniul controlerul local. Deci, în cazul aici, răspundem și la eventuale, să zicem, neliniști de securitate. Ok, cine face autentificarea sau nu vreau să-mi sincronizez hash la parole în cloud. Vă spuneam că pe viitor va exista o a treia variantă, și care acum este în Technical Preview, se numește Azure Active Directory Connect. Este, de fapt, o încercare de la Microsoft de a integra în același tool și partea de DearSync și care să, fa să facă uh, configurarea puțin mai flexibilă, dar să permită și uh, combinarea acestei soluții cu ADFS, dacă este nevoie. Uh, o să vă prezint o serie de screenshot-uri pe care le-am realizat când am făcut această configurare. Am uh, downloadat uh, Azure Active Directory Connect, care acum este disponibil pe connect.microsoft.com, dacă doriți să-l testați. Uh, Agreem cu termenii de licență, îl instalez pe un server din domeniu local. Verifică niște prerechizite și vedeți că are nevoie de uh, un modul de PowerShell și de un assistant pentru Microsoft Online Services, pentru sign-in uh, Aici îi dau credențialele uh, instanței de Azure Active Directory pe care am creat-o uh, în cloud în momentul când am creat subscripția de Intune Acest cont este uh, full administrator pe subscripția respectivă, pe instanța respectivă că aceste credențiale și pe urmă îi spun cum vreau să fac configurarea. Dacă vreau Express sau Customize, dacă aleg Customize, mă întreabă, ok, câte foresturi ai în rețeaua locală. Deși ar părea ciudat, există organizații care au mai multe foresturi. Am văzut chiar în România o companie care avea 150 de locații și în fiecare locație și instalase un domain controller în forest separat. Deci ei avea 150 de domenii în 150 de foresturi diferite. Mă rog, asta e un caz extrem, dar presupunând că am avea o astfel de situație, putem alege să sincronizăm fiecare dintre aceste foresturi sau domenii în aceeași instanță de azure Active Directory. Deci, se poate face inclusiv matching pe numele utilizatorilor sau pe alte, pe alte criterii. Eu am un singur Active Directory Forest și am ales să fac și opțiunea cu password sync, asta înseamnă că se va instala Sync. Dacă alegeam versiunea cu single sign-on, trebuia să configurez și partea de ADFS. Pe urmă îi dau credențele administratorului din domeniu local și în sfârșit va face configurarea și va face o sincronizare inițială. Configurarea durează câteva minute și la sfârșit îmi spune că trebuie să, să fac o sincronizare cel puțin ca să pot să, să mă autentific în Azure Active Directory folosind conturile care au fost sincronizate în, din domeniul local. Azure Active Directory Connect folosește și are și modul de PowerShell, astfel încât toate operațiile de configurare se pot face din PowerShell, inclusiv inițierea sincronizării la anumite intervale s-ar putea face cu PowerShell. Acum, odată ce am rezolvat problema cu managementul identității, respectiv am făcut sincronizarea userilor și grupurilor din domeniul local în instanța de Azure Active Directory, să discutăm puțin despre serviciul Microsoft Intune. Vă spuneam că este un, un serviciu oferit în întregime din cloud și inclusiv administratorul se va conecta folosind browser de web, deci va accesa consolele Microsoft Intune. Sunt două console, una este consola cu care gestionăm conturile, account portal, o să vedem imediat, și cealaltă este consola de management propriu-zis. Putem să, sin să sincronizăm instanța de Azure Active Directory care vine la pachet cu Intune cu un domeniu local, deci, cum vedeți aici în partea stângă. Și pe urmă trebuie să înrolăm device-uri Device-urile vor fi înrolate și vor discuta direct cu serviciul Microsoft Intune Pe protocoale HTTPS Deci ele vor fi gestionate, dacă vreți, direct din cloud Și are sens, dacă stăm să ne gândim un pic Pentru că aceste device-uri sunt în mod normal conectate la internet Oriunde s-ar afla acasă, eu știu, într-o locație publică și așa mai departe și atunci le-ar fi mai greu dacă am avea o soluție on-premise și ar trebui să ajungă la acea soluție să treacă de firewall și să întâi să o găsească, să vadă unde este, deci trebuie să facem, să o publicăm cumva și în DNS-urile publice. Pe când așa fiind o soluție de cloud, e mult mai simplu pentru toate aceste device-uri să lucreze direct cu serviciile din cloud oferite de Microsoft. Vă spuneam că există două console, o să le vedeți imediat. Una este portalul de conturi, în care faceți gestiunea userilor care au fost sincronizați din domeniul local. Nu se vede foarte bine acum, dar o să vedeți în demonstrație imediat pentru că vi le arăt. Și cealaltă este consola de administrare propriu-zisă, în care veți putea vedea device-urile, veți putea seta politici, veți putea face deployment de aplicații și așa mai departe. Ca și suport pentru platformă Acestea sunt platformele suportate, începând cu Windows Phone 8 și 8.1, Windows RT, iarăși 8 și 8.1, deci pentru tablete, pentru procesoare ARM, apoi Windows 8.1, variante X86, X64. Acesta poate fi înrolat în două moduri, poate fi tratat fie ca mobile device. Fie ca un calculator obișnuit cu Windows, caz în care se instalează un agent de Microsoft Intune, și capabilitățile sunt ceva mai mari în această situație, pentru că se poate face și managementul patch și uh, se poate instala endpoint protection ca soluție de antivirus. De asemenea, se poate face uh, enrollmentul urilor cu iOS, uh, iPhone, iPad. Aici trebuie instalat un certificat, un Apple Push Notification Certificate, pe care îl obținem în mod gratuit de la Apple. Și de asemenea se poate face managementul device-urilor cu Android. Aici tot ce trebuie să facem este să instalăm aplicația Intune Company Portal pe care o găsim în Google, uh, Google Play. Deci a, în asta constă enrollment la Android. După enrollment, practic, device-urile vor începe să discute cu serviciul Microsoft Intune, să accepte politici, să primească, deci, instrucțiuni de configurare, vor face enrollment de certificate, vor instala aplicații și așa mai departe. Sunt o largă categorie de setări care se pot configura, o să le trec în revistă puțin mai târziu în demonstrație, nu o să insist acum, sunt în general setări de securitate pentru a face impune restricții asupra device respective Și de asemenea putem face operațiuni cum ar fi remote wipe, lock sau passcode pass reset Ce înseamnă wipe? Înseamnă că atunci când am pierdut device sau a fost furat să pot să șterg de pe el, fie să-l aduc la factory defaults, deci să-i fac un factory reset, sau să-i fac un selective wipe, caz în care șterg doar niște aplicații și niște date pe care le-am instalat pe el, dar restul, să zicem, configurației rămâne acolo. Deci, în funcție de scenariul pe care durem, dorim să-l implementăm, avem atât full wipe cât și selective wipe. Și acum haideți să vedem o primă demonstrație pentru partea uh, aceasta de, uh, uh, de uh, Microsoft Intune. Uh, doar un pic să mi-a uh, sesiunea. Ceea ce vedeți... Uh, scuzați... Okay, acum merge. Uh, o mică eroare de cache. Aici vedeți interfața prin care puteți gestiona conturile din Azure Active Directory și ceva similar dacă ați văzut Office 365 este și acolo. Deci, practic, e o interfață web prin care puteți gestiona ca administrator conturile care au fost sincronizate din domeniul local. Și, bineînțeles, dacă merg aici la secțiunea de Users, nu e bine? Mai încercăm o dată. Ok. Deci aici vedeți o serie de conturi. Unele sunt create direct în cloud, cum ar fi acesta. Și dacă merg la... Se pare că se încăpățânează să nu mă ajute la demonstrații. Unele sunt, sincronizate direct, unele sunt create direct în cloud și vedeți aici am un cont care a fost creat de mine, deci pentru, pentru test. Altele, cele care sunt aici cu săgețele, au fost sincronizate din, din activ directory local. Așa le deosebesc. Evident că pot și de aici să le gestionez, să modific proprietăți, să le adaug într-un grup special numit Microsoft Intune, care înseamnă că au voie să-și înroleze device-uri. Deci, practic, din această interfață pot face managementul conturilor. Similar există o astfel de interfață și pentru partea de Office 365, pentru că și Office 365 folosește tot Azure Active Directory. Acum trecând la partea de solă de administrare uh, propriu-zisă pentru soluția Microsoft Intune, aici avem un dashboard uh, cu niște informații generale. Uh, de asemenea avem zona în care putem să vedem... Ok, ne reautentificăm, scuzați pentru... Deci asta pentru că am vorbit prea mult în schidere. Deci ne reautentificăm. Aici vedeți, putem avea atât userii și dacă mergem la secțiunea asta ar trebui să vedem toți userii care au fost care au fost configurați să folosească Microsoft Intune, adică din toată lista aia de care erau vreo 10-12, doar doi au primit dreptul să-și înroleze device-uri și doar pe ăștia doi îi văd aici. Da? Deci ca să, în felul ăsta pot controla licențele pentru că eu pot sincroniza, nu știu, o mie de user din do, de Active Directory-ul local și nu toți vreau să le dau voie să și înroleze device-uri. Da? Și atunci pot controla acest lucru adăugându-i într-un grup special numit Microsoft Intune. Aici pot să văd ce device-uri mi-am înrolat. Deci dacă merg la lista de device-uri, o vedem imediat. Așa, și aici o să vedem că mi-am înrolat uh, un Windows Phone și un Android, deci o tabletă cu Android. Dacă merg, la de exemplu, la proprietățile de la Windows Phone, pot să văd uh, alerte eventuale generate de acel device. Deocamdată n-am niciuna. Uh, hardware, pot să văd configurația hardware-a device-ului un Windows Phone 8.1, este Lumia 635 uh, și informații despre MAC adres, dacă are uh, subscripție de GSM și așa mai departe. Uh, în momentul ăsta nu am instalat aplicații, deci nu o să văd aici nimic, e, e un telefon proaspăt de-abia achiziționat, nu o să văd aici, dar pe măsură ce va face inventar, o să văd și ce aplicații sunt instalate pe el. În principiu, hardware și software inventorului, lucruri de bază. Pot face grupuri, de exemplu aici mi-am făcut un grup care are doar device-uri cu Android, uh, astfel încât să... Și în greșeală am adăugat și Windows Phone acolo, <laughs> pentru că l-am adăugat manual. Uh, dar uh, aici ar trebui să fie numai device-uri cu Android, deci uh, dacă ar fi să ne luăm după definiția grupului. Și uh, după care pot să fac deployment de software sau uh, uh, pot să aplic diverse politici. Haideți să încercăm să facem niște politici, să vedem ce gen de setări se pot configura. O să fac, de exemplu, o politică generală cu setări de configurație, în special de, pe partea de securitate, care să se aplice la toate device-urile, indiferent că sunt Windows, Phone, Android sau iOS. Și aici o să aleg varianta asta de create and deploy custom policy. O să aleg câteva setări și o să le trecem în revistă împreună. Aici bine ar fi să fie setări care să se aplice la toate platformele, adică să fie aplicabile și la Windows Phone, și la Android, și la iOS. De exemplu să zicem în general MDM Settings. Așa. Și pe urmă să trecem puțin în revistă. Ce setări avem? În primul rând, setări de parole sau pin. Pentru fiecare setare pe care o configurați, vedeți că vă spune aici, în paranteză, și pe ce platforme se aplică. Nu toate setările se aplică la toate platformele. Aici o mică paranteză. Intune nu folosește agenți care să se instaleze pe device-uri ci pur și simplu folosește capabilitățile de management care există în sistemul de operare de pe device-ul respectiv. Din acest motiv și capabilitățile de setări de configurație diferă de la o platformă la alta. Din punctul de vedere al capabilităților o să vedeți că cele mai multe capabilități le are iOS. Da? Pentru că ei s-au preocupat și au adăugat în platformă aceste setări da? și o să vedeți că la majoritatea opțiunilor iOS este prezent Următorul vine tare din urmă, Windows Phone 8.1 da? Aici e o mică istorie, inițial microsoft a considerat că Windows Phone este un telefon de tip consumer și nu au inclus prea multe capabilități de management în el da? Deci La Windows Phone 7.0, 7.5 nu erau deloc La 8.0 au adăugat câteva și la 8.1 de-abia au început să apară și uh, începe să uh, ajungă, dacă vreți, uh, capabilitățile care sunt în iOS. Iar Android este uh, sistemul de operare care are cele mai puține capabilități built-in și în acest motiv uh, nu o să-l vedeți în majoritatea opțiunilor. Există însă varianta Samsung Knox, care este un adon uh, creat de Samsung care se poate instala peste telefoanele cu Android, nu neapărat cele produse de Samsung, dar și alte platforme, dar care ne oferă capabilități de management suplimentare. Și aici să trecem în revistă câteva dintre aceste capabilități. O să vedeți că aveți setări de pin, adică să puteți bloca device-ul în momentul când vreți să-l deblocați. Trebuie să introduceți un pin sau o parolă. Pe urmă, Part history, la câte încercări nereușite să blocheze device-ul, inclusiv să-i facă wipe, ceea ce mi se pare puțin cam dur dacă ți-ai greșit parola de 5 ori să șteargă tot ce ai pe el. Pe urmă, alte setări, cum ar fi encryption, aici depinde dacă device-ul suportă encryption, pentru că așa cum vă spuneam, Intune nu instalează nimic local. Pe urmă, setări generale, de automatic update, de screen capture, dacă pot să fac o captură la ecran și alte setări. Dacă aleg, de exemplu, User Account Control, aici vedeți că asta e suportat numai pe tabletele cu Windows, adică Windows RT sau Windows Full, pentru că e o facilitate specifică de Windows. Dar dacă zic uh, Automatic Updates, asta iarăși e numai pentru Windows RT, așa, Screen Capture. Screen Capture e suportat și pe iOS, și pe Windows Phone, și pe Samsung Knox, ca setare de configurație. Bun, după care putem... Uh, uh, bloca, de exemplu, backup-ul în cloud. Aici depinde de platformă. Asta, în cazul ăsta e o setare care se aplică numai la iOS. Pe urmă, sincronizare de conturi, Microsoft Account, cunoscut ca și Live ID, pot să permit sau nu crearea, configurarea de alte conturi de e-mail, altele de, altul decât cel ActiveSync, care poate fi configurat separat, o să vă arăt. Setări de browser, majoritatea se aplică la Internet Explorer, dar, de exemplu, asta prima este generală, da? celelalte sunt mai particulare uh, și dacă mai iau, de exemplu, după Security Level for Intranet, asta e ceva tipic de Internet Explorer, deci e valabil numai pentru Windows Phone, nu pentru Windows 8.1. Apoi, dacă îi dau voie utilizatorului să-și instaleze aplicații din Store, Aici se întâmplă următorul fenomen. Nu-i dau voie utilizatorului să-și instaleze singur, dar pot face eu push. Adică, la deployment de aplicații, eu pot să-i spun inclusiv instalează-mi aplicația X din Store. Și atunci, global, nu este permis ca utilizatorul să-și instaleze, dar eu, ca administrator, pot să vin și să-i spun aplicații individuale pe care să-și le poată instala. Mai avem setări de hardware, de exemplu, pot să-i blochez camera foto nu știu, o măsură cam dură, dar totuși uh, se poate face. Dacă e, poți să-i dezactivezi sau nu uh, GPS-ul, ca să nu poată face geolocație. Uh, aici nu înseamnă că să aflu coordonatele unde se află device-ul, ci doar să-i activez și să-i dezactivez GPS-ul remote. Și tot așa poți să-i dezactivez NFC, Bluetooth, Voice Assistant e specific pentru iOS, deci am făcut așa o scurtă trecere în revistă al seturilor de capabilități pe care le aveți în, în configurația asta generală. Și încă o dată depind foarte mult de capabilitățile platformei. Mai vreau să vă arăt aici, tot la politici, ce alte tipuri de politici mai specifice putem face. Și vedeți aici, de exemplu, la Android, aveți Certificate Profiles, cu ajutorul acestora... O să putem face uh, setări de configurație pentru. Uh, putem să facem enrollment automat de certificate. Și întrebarea este cum se poate face uh, acest lucru. O să sar puțin la acest slide. Uh, schema este următoarea. Practic, uh, uh, avem device-urile care sunt gestionate de către Intune. Avem o autoritate de certificate care se află în rețeaua internă. Și aici, aici evident nu putem ajunge așa ușor pentru că device-urile sunt pe internet și trebuie să treacă de firewall ca să ajungă în rețeaua internă Să se înroleze pentru certificate de la autoritatea de certificate pe care o avem noi în intern Și atunci avem acest Network Device Enrollment Service care este un rol din Windows Server 2012 R2, deci ultima variantă care este un fel de Registration Authority. Publicăm acest Network Device Enrollment Service prin HTTPS, prin firewall, deci pe port 443, și în spate, el, bineînțeles, poate contacta autoritatea de certificare din interior. Și atunci, noi, când punem o politică de enrollment de certificate din Intune, le spunem de fapt device-urilor să contacteze acest Network Device Enrollment Service și să facă cererea. Și putem să aici spunem, cere un User Certificate sau un Device Certificate. Și în spate, Network Device Enrollment Service va lua legătura cu Certification Authority, va pasa cererea, va lua după aia certificatul și îl va da către device. Și în felul ăsta putem enrola certificate emise de o autoritate din rețeaua internă. Deci, Asta, dacă vreți, ar fi capabilitatea despre care uh, povestim aici. Uh, de asemenea, mai putem configura e-mail profiles, uh, uh, să configurăm VPN profiles, wireless profiles. O să, o să vă arăt toate aceste lucruri puțin mai târziu Deocamdată hai să vedem cum, cum, cum putem lucra cu Microsoft Intune integrat cu o altă soluție de management Și anume cu System Center Configuration Manager Deci dacă e să discutăm de zona de management unificat Aici multe organizații au deja soluții on-premise și una dintre cele mai răspândite este System Center Configuration Manager. Este o soluție care face managementul stațiilor de lucru și al serverelor din rețeaua internă. Și avem aici, de exemplu, o instanță de Configuration Manager și uh, acesta face gestiunea calculatoarelor pornind de la Windows XP, care în momentul ăsta nu mai avem suport de la Microsoft pentru el, deci ar trebui să scăpăm de el. Uh, și Windows Vista, Windows 7, Windows 8, dar și partea de servere, de asemenea poate gestiona sisteme cu Linux, Unix și calculatoare cu Mac OS, deci varianta pentru desktopuri și laptopuri de la Macintosh. Iar noi am vrea să integrăm această soluție. Cu uh, uh, Microsoft Intune, și acest lucru se realizează prin intermediul unui conector. Practic, prin acest conector, Configuration Manager va afla ce device-uri sunt înrolate în Intune. Deci hardware, software, inventory, toate aceste informații se vor duce spre configuration manager Și tot de aici dacă administratorul face un deployment de aplicație sau face anumite setări de configurație Acelea se vor transforma în niște politici care vor circula prin conector către Intune și de aici device-urile vor prelua acele politici Deci trebuie să știți că există și această capabilitate de a integra serviciile de cloud Microsoft Intune cu o variantă on-premise Practic, prin această integrare, reușim să acoperim toate platformele, pentru că dacă e să facem o comparație, aici pe prima coloană, Configuration Manager suportă doar calculatoare desktop, laptop cu Windows da? și de asemenea suportă macOS și Unix Linux, dar nu poate gestiona direct device-uri. Așa asta a fost o decizie, dacă vreți, luată de Microsoft ca managementul de deviceuri să se facă prin Intune și nu prin Configuration Manager. Pe partea cealaltă, Windows Intune poate gestiona calculatoare cu Windows Desktop, dar nu și servere. Și de asemenea, bineînțeles, Intune poate gestiona direct device-uri. Și atunci dacă le folosim împreună, practic acoperim toate platformele disponibile. Uh, ca să facem acest lucru, trebuie să avem Configuration Manager, ultima versiune, R2, o subscripție de Intune, să configurăm conectorul și să mai importăm niște certificate. N-am vrut să vă bat foarte mult la cap cu acest subiect, pentru că ține, dacă vreți, de o integrare din asta administrativă, dar trebuie să știți că există această capabilitate. Enrollmentul device-urilor este relativ simplu. Aici vedeți, de exemplu, cum decurge enrollmentul pentru un Windows Phone. Eu de pe Telefon, aici este Windows Phone 8.0, merg la secțiunea Company Apps, dacă e vorba de 8.1 voi merge la Workspace și aici fac sign cu credențialele unui cont care a fost sincronizat în, în Azure Active Directory. Aici eu nu aveam sincronizarea făcută, așa că am creat eu un cont direct în Azure Active Directory ca să pot face enrollment-ul și am introdus aici credențialele și parol. Dacă la versiunea 8.0 mai exista un pas intermediar în care trebuia să-i spun și unde să se conecteze, la 8.1 nu mai există acest pas, deci telefonul este capabil să găsească singur unde se află Microsoft Intune. După care, instalez așa-numitul Company Portal, care este o aplicație cadru sau ca un framework, dacă vreți, în care vor apărea. Alte aplicații care sunt publicate de administrator și uh, setări. Și vedeți că eu pot accesa după aceea Company Portal ca o aplicație din meniu, fac sign-in cu același credențiale și pot să văd ce aplicații mi-a publicat administratorul, pot să văd lista mea de device-uri, adică să-mi fac wipe de la unul la altul, dacă vreau și, bineînțeles, informații de contact despre IT. Poate fi scenariul ăsta în care userul constată că și-a pierdut telefonul, dar mai are tableta și de pe tabletă își face wipe la telefon. Deci poate fi un astfel de scenariu și după aia găsește telefonul. Da. Enrollmentul de Android este mai simplu chiar. Pentru că aici tot ce trebuie să fac este să instalez aplicația Company Portal din Google Play. Deci, practic, găsesc aplicația în Google Play. Aici trebuie să-i dau acces la o serie de informații de pe device. Am un avertisment în care îmi spune că dacă fac enrollment-ul, practic, administratorul poate să facă orice pe tableta mea sau device-ul meu, inclusiv să-l șteargă, să-mi instaleze aplicații, să-mi schimbe setări și așa mai departe. Deci, asta e warning-ul pentru utilizator. După, după care fac sign-in cu credențialele contului din Azure Active Directory și am acces iarăși la o listă de aplicații, dar aici nu e niciuna, dar aici vor apărea aplicațiile care îmi sunt publicate de administrator și pot să văd iarăși lista de device-uri. Ca și politici și profile speciale pentru aceste tipuri de device-uri, ați văzut deja schema pentru Certificate Profiles, Uh, și o să, uh, o să vă arăt și ca demonstrație imediat. De asemenea, mai pot configura profile de VPN și... Asta înseamnă că pe device-urile gestionate, eu pot uh, face push, dacă vreți, la setările pentru conexiuni de VPN. Pentru că atunci când, de exemplu, utilizatorul vrea să deschidă o conexiune de VPN, să nu stea să-și configureze el numele serverului și alte informații. De asemenea, pot configura automat uh, rețele wireless uh, sau configurația rețelelor wireless, inclusiv cu partea de autentificare encriptare, deci astfel încât să corespundă cu cerințele de securitate. Și acum am ajuns la demonstrația pe care am promis-o. Dacă merg aici la politici, pot să zic la de exemplu să configurez un un profil de hai să începem cu partea de certificate. Dacă vreau să fac deploy la un anumit tip de certificat, trebuie să încep cu un trusted certificate profile. Asta înseamnă că trebuie să fac enrollment la certificatul de root al autorității de certificare. Și aici hai să zicem root CA enrollment. Asta pentru ca după aia device-ul să aibă încredere în toate celelalte certificate emise de aceea autoritate. Aici pur și simplu ce trebuie să fac este să import un fișier care să aibă Extensia CER, și care să conțină certificatul de rut cu cheia publică a autorității. Similar, dacă vreau să fac deployment la orice alt gen de certificat, aleg de aici din meniu Scept Certificate Profile și îmi creez o politică prin care trebuie să-i spun, de exemplu, User Cert un nume după care ureleu uh, URL-ul public al serverului acela de Network Device Enrollment Service, de să zicem scep. Asta ar fi cum se vede el de pe internet și îl adaug aici. Pe urmă trebuie să-i spun cum își construiește numele certificatului, deci subject name, poate să fie common name sau common name and email address. Pot să zic subject alternative names, uh, la multe tipuri de aplicații am nevoie și de aceste subject alternative names pentru partea de autentificare, validitatea, la ce să fie folosit, asta e pentru user, deci ă, nu e bine să mai folosim SH1, deci voi alege SH2 ă, și pot aici să aleg și alte tipuri de utilizări, extended key usage pentru certificatul respectiv. Toate astea vor fi puse într-o cerere, care va fi trimisă prin acel Network Device Enrollment Service către autoritatea de certificare care stă în spatele firewall-ului. Voi primi înapoi un certificat și certificatul se va instala automat pe device. Tot procesul va fi transparent pentru utilizator, adică utilizatorul nu trebuie să facă el toate aceste operații. Bun, alte tipuri de politici pe care le pot crea aici ar fi partea de... Uh, uh, email profile, scuze asta e, uh, pentru Android merge doar dacă am acel Samsung Knox uh, add instalat, dar am uh, de asemenea capabilitatea pentru iOS sau pentru uh, Windows Phone și hai să facem pentru Windows Phone în cazul ăsta uh, de exemplu pot să-i zic aici uh, Exchange ActiveSync profile și aici pot să-i spun iarăși numele public al hostului uh, uh, care este publicat prin firewall, al hostului de exchange, să zicem mail, așa, uh, numele contului, să zicem, corp email, asta e doar un nume generic, generic și pe urmă cum își construiește user account-ul, fie pe user principal name sau primary SMTP adres. Toate aceste informații sunt deja sincronizate în Azure Active Directory, deci device-ul va prelua aceste informații de acolo. Pe urmă pot să-i spun alte setări de sincronizare, dacă să folosească SSL, să sincronizeze și alte tipuri de informații. Deci, practic, setări tipice de ActiveSync, care se vor aplica pe device și în felul ăsta utilizatorul nu va mai fi nevoit să-și configureze singur partea de ActiveSync. Alte politici, vă povesteam despre partea de VPN profile, unde pot să configurez automat o conexiune de VPN, presupunând că am tipul de tipul de client de VPN deja instalat sau poți să-l instalezi din storurile corespunzătoare. Aici, de exemplu, sunt suportați vendori cum ar fi Cisco, Anyconnect, Juniper, F5, Dell, Sonic, World, Checkpoint. Asta ce înseamnă? Eu pe device pot face push la clientul de VPN corespunzător, de exemplu pentru Checkpoint, Uh, și pe urmă vin, uh, îi trimit setările de configurație prin policy, astfel încât uh, utilizatorul când are nevoie să realizeze o conexiune de VPN va avea conexiunea gata configurată, nu va mai trebui să o configureze el. Și aici pot să-i spun numele serverului, pun aici ceva complet uh, aleator. Și pe urmă metoda de autentificare Să suportate atât certificate pe care le facem enrollment cu Certificate Profiles Dar și username and password Similar avem pentru wireless Pentru wireless putem configura de asemenea Și o să fac tot pentru Android O vedeți aici deci de exemplu Așa, să-i spun numele rețelei și SSID-ul. Așa, ca să... să presupunem că asta este rețeaua. Și la fel, pot să-i spun să conecteze automat, chiar dacă e o rețea ascunsă, și pot să configurez tipul de autentificare. Evident că nu, ar, nu e bine să lăsăm open. Și aici vedeți că sunt suportate metode de autentificare inclusiv cu, de exemplu, dacă merg cu protecții de AP, pot să folosesc fie certificate, fie username and password. Deci depinde de metoda de autentificare aleasă pentru rețeaua wireless respectivă. Dacă vreau certificate, trebuie să le fac enrollment anterior, deci prin, prin Certificate Profiles. A fost o scurtă trecere în revistă, dacă vreți, a capabilităților pe care le avem în Microsoft Intune. Și acum, în timpul rămas la dispoziție, aș vrea să acopăr rapid și celelalte două, să zicem, servicii de cloud incluse în Enterprise Mobility Suite. Mă refer la. Azure Active Directory Premium și Azure RMS. Aici am mai povestit și Radu în deschidere, deci nu o să petrec foarte mult uh, timp. Uh, practic, uh, propunerea pe care ne-o face Microsoft și nu știu dacă sunteți gata să acceptați uh, acest lucru, este să nu mai folosim servicii de identity management on-premise, ci să le mutăm în cloud. Cum vi pare chestia asta? Da, deci, noi avem niște servere cu Active Directory, domenii controlere în rețeaua locală. Microsoft ne propune să, dacă vreți, să le dăm o importanță mai scăzută a celora, dar să facem managementul identităților în cloud. Sau, dacă nu suntem pregătiți încă să facem pasul ăsta, cel puțin o perioadă să facem sincronizare între ele, adică să avem managementul identității, fie, să zicem, masterul să fie Active Directory din Windows sau, eventual, să facem invers, masterul să fie Azure activ directory. Adică să creăm conturi în Azure și de acolo să se sincronizeze înapoi. Nu știu. Sunteți pregătiți pentru așa ceva? Da? Uh, în mod cert, clienții cu care am discutat eu nu prea agrează ideea asta, dar credem crede că dumneavoastră aveți mai multe deschidere ca dezvoltator, având în vedere că pe dumneavoastră vă ajută la partea asta de managementul identității pentru aplicațiile de cloud. Care este diferența dintre Azure Active Directory Standard, care vine împreună cu Office 365 sau Intune, și Azure Active Directory Premium, care necesită, dacă vreți, o licență suplimentară sau face parte din Enterprise Mobility Suite? Există o serie de capabilități uh, suplimentare. De exemplu, dacă începem cu a doua, uh, Single Sign-On cu un catalog de aplicații, acolo sunt, acum nu mai sunt 1.500, sunt peste 2.400 de aplicații, uh, sunt... Uh, aplicații de la vendor third party cu care Microsoft a realizat integrarea out of the box. Adică dacă vreau să fac single sign-on și să folosesc credențialele din Azure Active Directory pentru, atât pentru aplicații care sunt dezvoltate de mine, cât și pentru aplicații de la furnizor third party, ERP, CRM, nu știu, Salesforce îmi vine în minte sau oricare alții, o să vedeți un catalog imediat, este realizat single sign-on out, out, of the box. De asemenea, avem partea de multifactor authentication, despre care o să povestim. Înseamnă că la autentificare, pe lângă user și parolă, îmi mai cere și altceva, un, un PIN care mi-l trimite pe SMS sau prin, prin, sunându-mă pe telefon. Și Self-service password reset. Ce ziceți? I-ați lăsat pe utilizatori să-și reseteze singuri parola în cloud? Adică și-au uitat parola, da? Sau, mă rog, nu-și mai aduc aminte, sau s-au blocat. I-ați lăsat să se ducă la un serviciu din Cloud și să-și reseteze singur parola, să-i pună câteva întrebări ajutătoare? No? Nu. Nu știu. Nu. <laughs> nu. Pentru că chestia asta îi degrevează pe administratorii de rețea de această muncă. Deci, practic, în loc să se facă coadă la ușa administratorului la debloca parole, o să-și poată reseta singur parola din cloud. Da. Nu știu că sună încă În orice caz, hai să de discutăm despre partea de single sign-on că asta poate ne-ar interesa mai mult Practic, fie dacă vreau să fac single sign-on cu toate cele oricare dintre acele aplicații din, catalog, din catalogul predefinit sau dacă vre dezvoltați dumneavoastră o aplicație și vreți să faceți autentificare integrată partea asta de single sign-on vă ajută, adică folosiți Azure Active Directory ca soluție de identity management și folosiți API-urile corespunzătoare, fie o sau OpenID, ce preferați, depinde de tipul de aplicații, ca să integrați partea asta de autentificare. Aici aș vrea să fac o demonstrație, de fapt o să las demonstrația imediat după acest slide. Aici vedeți un exemplu de, de listă de aplicații din catalog. De asemenea, pentru partea de single sign-on, trebuie să știți că funcționează inclusiv pe device-uri third-party, pentru că problema este dacă facem o aplicație web, de exemplu și aplicația web este accesată atât de pe device-uri cu iOS sau Android sau uh, cu Windows și așa mai departe, vrem ca partea de autentificare să funcționeze pe toate aceste platforme. Și atunci o să vedeți că interfața și felul în care arată este similară pe toate platformele. Da? Uh, și, practic, utilizatorului este prezentată uh, o interfață, de exemplu, în care Aici este Company Portal, de exemplu, în care sunt aplicațiile publicate de administrator. Și pe lângă Office 365, care să zicem e aplicație bine cunoscută, mai sunt și, și altele. Dacă utilizatorul a făcut sign-on deja, nu i se va mai cere încă o dată userul și parola pentru fiecare acest, dintre aceste aplicații. Și aici e doar așa un screenshot, slide-ul ăsta apare în toate prezentările de la Microsoft despre Azure Active Directory. Cu lista de aplicații, o, o mică parte din lista de aplicații disponibile. Multifactor Authentication permite un nivel de securitate suplimentară, care înseamnă că trebuie să combin ceva ce știu, cum ar fi parola cu ceva ce am. De obicei, telefonul este ceva ce am tot timpul la mine. Și atunci, în momentul când user vrea să autentifice la oricare dintre aceste aplicații, o să introducă username-parolă și după care o să-i o să se să ceară un pin, care pin va fi trimis fie prin SMS pe telefonul mobil, fie uh, uh, printr-un apel telefonic și un robot îi va spune. PIN-ul dumneavoastră este sau e și în română, deci să știți. Deci, practic, îi va spune un cod de 5 cifre, să zicem, și la va trebui să-l introducă. Fie pot instala pe telefon o aplicație mobilă pentru multifactor Authentication care îmi generează un one-time pin sau password pe care, pe care e valabil câteva zeci de secunde și pe care îl pot introduce în aplicație. În felul ăsta, puteți adăuga cu ușurință multifactor Authentication la oricare din aplicațiile de tip cloud pe care le dezvoltați. Folosiți uh, capabilitățile din uh, Azure Active Directory. Înainte de a trece la RMS, să vedem uh, o scurtă trecere în revistă aici, să vedem dacă mai am încă acces la, uh, la instanța mea de Azure. Practic, uh, vedeți că am adăugat în Azure uh, instanța de Azure Active Directory uh, de la Microsoft Intune. Cum faceți acest lucru? Bineînțeles că aveți posibilitatea să creați o nouă instanță de directory de aici, custom create și vă, să vă creați o nouă instanță de Azure Active Directory. Puteți însă să adăugați și o instanță existentă și asta am făcut eu, am zis use existing directory și după care voi fi făcut sign out din, din consola de Azure Management voi face sign-in cu contul de administrator full de pe instanța aia de Azure Active Directory, în cazul meu cea de la Intune. Și uh, trebuie să dau I agree la un, uh, la un mesaj acolo să spun că sunt de acord să gestionez instanța respectivă de Azure Active Directory cu consola mea de Azure Management și ce se întâmplă de fapt este că userul meu este adăugat ca full administrator pe instanța aia de Azure Active Directory. Folosind această metodă, puteți gestiona mai multe instanțe existente de Azure Active Directory folosind subscripția dumneavoastră de, de Azure. De exemplu, aveți să gestionați pentru clienți da? și clientul vă dă acordul să îi gestionați instanța? Chiar există vreun client care v-ar da voie să îi gestionați Azure Active Directory? Nu știu. Presupunând că vă da acordul, puteți să-i gestionați dumneavoastră instanța de Azure Active Directory din această consolă. Asta am făcut eu aici și, practic, mi-am adăugat instanța de Azure Active Directory asociată la Intune sau pot gestiona din consola de Azure Management. Și aici vedeți că deja este, am adăugat partea de Azure Active Directory Premium și pot să specific ce utilizatori pot uh, au acces la aceste servicii, adică, de exemplu, din toată lista de utilizatori sincronizați, numai unii să fie activați pentru Premium și să aibă beneficii cum ar fi multifactor authentication sau celelalte capabilități. Uh, mai vreau doar să vă fac o scurtă trecere în revistă uh, la catalog și aici să vedem câte aplicații mai sunt în catalog săptămâna asta. 2459. <laughs> Au mai scăzut că erau 2462 al Deci în funcție de uh, cum, se, cum negociază Microsoft uh, cu diversi furnizori de aplicații software as a service, aici vedeți R&P-uri, uh, CRM-uri, da? De toate aceste aplicații integrarea este deja făcută și bineînțeles dumneavoastră dacă vreți să dezvoltați o aplicație, dacă folosiți API-urile de Azure Active Directory, puteți cu ușurință să integrați partea asta și să faceți autentificare cu single sign-on. Ok, asta a fost încercarea mea de demo de Microsoft Azure. Acum câteva cuvinte despre Azure Rights Management. Despre ce este vorba? Despre extinderea capabilităților de rights management care existau înainte on premis, se putea instala ca serviciu într-un domeniu Active Directory, în cloud. Și cu această capabilitate puteți, sau utilizatorii vor putea mai exact, să încripteze documente, în special cele din familia Office, dar nu numai, Office are această integrare out of the box, adică Office 2010-2013 au deja RMS-ul inclus. Și asta înseamnă că dacă eu ca utilizator vreau să trimit un e-mail, un document cuiva și vreau să mă asigur că numai el îl citește, pot să-i zic protect document și să adaug identitatea destinatarului și în felul ăsta numai el îl va putea deschide pentru că este încriptat și doar el are cheia privată necesară. Lucrul noutatea aici, în Azure Rights Management Services, este că acum pot folosi nu doar identități din domeniul Active Directory local, ci și identități de pe internet, inclusiv user care nu sunt în domeniul meu Azure Active Directory. De exemplu, chiar un user care are un Microsoft ID, Live ID. Da? Deci dacă eu vreau să trimit un e-mail încriptat unei persoane din afara organizației, care nu are cont evident în domeniul meu de Active Directory sau un Azure Active Directory, pot face acest lucru, trebuie doar să știu identitatea lui și el o să-mi spună, am Microsoft ID-ul ăsta și pot să-mi trimiți un document pe, folosind acest ID. Deci, practic, se extinde capabilitatea de protecție a documentului din rețeaua locală și în cloud, deci nu numai utilizatorii interni vor putea deschide documente încriptate, ci și alții. Și mai mult, nu trebuie să instaleze cine știe ce aplicație locală, e preferabil să aibă Office, pentru că acum știți că există și Office pentru Android și Office pentru iOS, deci aceste platforme au capabilități de RMS. Deci, practic, dacă vreau să-i trimit documente Office, Word, Excel, PowerPoint, le pot trimite încriptat chiar și dacă utilizatorii folosesc Android sau iOS. Dacă ei însă nu, dacă e vorba de un alt format de fișier, nu știu, să zicem PEG sau PDF sau orice altceva, Pot să facă încriptarea fișierului respectiv, să-l trimit ca atașa atașament la e-mail, și aici diferă în funcție dacă există un client sau nu pentru pentru deschide, să înțeleagă încriptarea. Probabil că nu. Și atunci, ce se întâmplă este că se poate, în momentul în care se accesează documentul respectiv din atașament, se va face o autentificare Azure ca să verific că. Este identitatea care trebuie. Aici ca paranteză se poate folosi și Microsoft ID, pentru că în funcție de adresa care, de username ul care îl introduc eu aici. El îmi detecte automat hei, ăsta e un user din Azure Active Directory sau e un Microsoft ID, dacă uh, depinde de, de ce am specificat eu acolo și după care fișierul respectiv este decriptat și pasat către aplicația corespunzătoare. În cazul ăsta este un JPEG, este prezentat către un JPEG Viewer. Ca paranteză, Microsoft a făcut aplicații de JPEG Viewer, audio, video, Viewer, chiar și pentru celelalte platforme, care au capabilități RMS incluse, astfel încât să putem trimite uh, fișiere încriptate și să le putem deschide și pe uh, aceste platforme. Cu ce ne ajută acest lucru? faptul că putem asigura protecția fișierelor sau a documentelor în general, uh, uh, indiferent de platformă și indiferent unde sunt stocate. Pentru că uh, fierul respectiv fiind încriptat, pot să fac ce vreau cu el, să-l trimit pe e-mail, să-l uh, pun uh, pe site public, nu contează. Pentru că doar utilizatorul ăla care are identitatea căruia este destinat, doar el îl va putea citi, pentru că el în momentul când accesează fișierul respectiv, va trebui să introducă credențialele cu care, cu care să-l deschidă. Și dacă este autentificat cu succes, poate să deschidă fișierul, dacă nu, nu. Mai vreau doar să adaug că există capabilități de RMS, acum incluse și în Office 365. Practic o să le găsiți disponibile atât separat parte din Azure, dar și incluse în subscripția Office 365. De asemenea, în bundle de licențiere Enterprise Mobility Suite. Cu asta am finalizat prezentarea. Câteva resurse. Dacă doriți să aflați despre Enterprise Mobility Suite, Intune, Vă recomand Intune Team Blog pentru a afla ce noutăți sunt acolo. Au fost făcute refresh recent la servicii și au fost adăugate capabilități suplimentare în noiembrie, decembrie și acum în februarie. De asemenea, vă recomand cu căldură Microsoft Virtual Academy. Sunt o serie de traininguri dedicate pentru Intune, managementul device-urilor cu Windows Phone și, bineînțeles, și integrarea cu SCCM. Eu personal am și un seminar pe care îl pot organiza la sediu clienților, despre, în particular despre această soluție de Mobile Device Management cu Intune și Configuration Manager. Și cu asta, vă mulțumesc foarte mult. Cred că mi-am depășit puțin timpul, așa că o să-l las pe Silviu să-și seteze calculatorul. Vă mulțumesc încă o dată și orice întrebări vă stau la dispoziție.